Duminică 28 iunie, între orele 20.30-22, s-a oprit furnizarea apei potabile în întreg municipiul Călăraș pentru remedierea unei avarii la magistrala de oțel de pe Bulevardul Eroilor, la intersecția cu strada Flacara, în apropierea stației de tratare Călăraș. În jurul orei 22, avaria a fost remediată, iar furnizarea apei a fost reluată în parametri.